Salutare tuturor, Andrei de la Criptonita Sun și ne revedem cu un nou episod. Pentru că știu că sunt foarte multe persoane interesate de Elrond în cadrul comunității noastre, m-am gândit că ar fi un moment bun să ne uităm la primul Dex construit pe această rețea, Maiar Dex, și la povestea din jurul acestei platforme. Așa că vă recomand să stați cu noi până la finalul episodului, unde o să vorbim despre ce urmează pentru Elrond la orizont și cât de important este Maiar pentru evoluția rețelei pe termen lung. Bun! Ce este mai exact Maiar Dex și care e rolul platformei în ecosistemul Elrond? Să le luăm pe rând. Maiar Exchange este un Dex de tip AMM, Automated Market Maker, care folosește infrastructura Elrond pentru a permite swap-ul foarte ieftin și aproape instant de token nativi. Ca model de funcționare, Dex-ul folosește standardul acestui segment din cripto. În loc să apeleze la order book trading, platforma permite oricărui user să interacționeze cu un smart contract sau liquidity pool pentru a acționa un swap între doi token să spunem x și y, iar prețul fiecărui asset digital este stabilit printr-o formulă matematică. Formula folosită de Maiar Dex este cea mai des întâlnită când vine vorba de EMM-uri în frunte cu Uniswap, pentru că e testată și și-a demonstrat funcționalitatea în timp. X ori Y egal K, unde K este constanta, ceea ce se traduce prin faptul că lichiditatea totală din respectivul pool trebuie să rămână constantă. Înainte să ajungem la lichiditate, farming, tokenii pe care îi găsim pe Maiar Dex și așa mai departe, trebuie să vorbim despre MEX, tokenul care stă la baza platformei. Max e un token, bineînțeles nativ pe Elrond fără un hard cap definit, dar care după un an va ajunge la aproximativ 8 trilioane de monede în circulație. Majoritatea dintre acestea vor ajunge pe piață prin recompense date persoanelor care susțin funcționarea platformei. Este absolut normal acest lucru din moment ce scopul principal al tokenului este să creeze un mediu de incentives care să impulsioneze adăugarea de lichiditate pentru toate perechile de token. Am vorbit în multe clipuri de-a lungul timpului că fibra care susține funcționarea în condiții bune a unui exchange descentralizat este lichiditatea venită din partea comunității, iar pentru a atrage această lichiditate este nevoie de recompense. În orice caz, echipa plănuiește să adauge la ecuația economică și mecanisme deflaționiste pe parcurs pentru a nu lăsa ca singura presiune pozitivă, dacă putem spune așa, prin care să contracarezi inflația, să fie presiunea de cumpărare, deci interesul direct al investitorilor. Strategia Strategia inițială a echipei pentru a duce exchange-ul într-un punct în care toate componentele să fie într-o armonie perpetuă, liquidity providers, utilizatori, investitori, a fost să genereze un APY foarte mare la început pentru a atrage liquidity providers în ecuație, lucru care automat va crește TVL-ul, care va acționa ca un catalizator pentru interes mai mare pentru token. În felul acesta se va forma un loop pozitiv care va genera TVL și APY și mai mare și tot așa. Această strategie care include și distribuirea inițială de MAX și către deținătorii de iGold și către pulurile de lichiditate în frunte cu iGold MAX, urmată de iGold USDC și de poolul de MAX, a fost una de succes până acum, după cum vedem foarte clar din cifre. Avem TVL în acest moment de aproximativ 1.8 miliarde de dolari în staking farm și liquidity pools. Vom ajunge în câteva momente și la ce va urma pentru maiar DEX din perspectiva echipei, așa că nu plecați, nicăieri. Până ajungem acolo, am acoperit funcționalitatea de token swaps, unde mai trebuie menționat că taxele de tranzacționare sunt de 0.3%, unde 0.25 vor merge către liquidity providers, iar restul de 0.05% vor fi folosiți pentru a cumpăra automat max de pe piață și al supune unui proces de burn. La capitolul Liquidity Pools avem în acest moment 4 puluri active, după cum le puteți vedea pe ecran. La primele 3 recompensele sunt în Max, iar la ultima avem recompense în LK Max, care se traduce prin Locked Max. Locked Max pot fi câștigați prin poolul despre care am vorbit acum și prin Max Farms, unde câștigi JPR dublu dacă alegi să-ți blochezi recompensele. Locked Max va avea întotdeauna aceeași valoare ca tokenul Max, doar că utilitatea diferă. Poți ține la staking Locked Max și mai poți folosi acești token pentru pentru a adăuga lichiditate în anumite puluri. Mai avem farms care generează yield pentru liquidity providers care își țin LP tokens la staking. Scopul e unul simplu, să mai creeze un canal de recompense pentru persoanele cele mai dedicate să ajute buna funcționare a platformei. Acum că înțelegem mai bine mai să vedem ce urmează pentru aceste MM, dar și pentru tot ecosistemul Elrond. Cum era și de așteptat, echipa plănuiește să atragă user de pe Ethereum și Binance Smart Chain prin diferite incentive Bineînțeles, și prin a le permite să-și convertească tokenii rq 20 sau BEP 20 în token ESDT sau Eron standard digital token. Spun că este de așteptat pentru că este un pas cât se poate de logic în a încerca să-ți crezi și evoluezi ecosistemul DeFi. În același timp, Maiar Dex acționează ca o poartă către un univers DeFi ajuns la maturitate, cu un spectru de produse care acoperă toate nevoile utilizatorilor. Din moment ce acest pas a fost făcut, următorii pași logici se pare că au loc mai repede decât eu personal m-aș fi așteptat. Avem deja NFT marketplace-uri construite pe Elrond, plus alte produse din această nișă care sunt în stadiul de development. Avem imun.space, Trust.market sau DeadRare.io, printre platformele deja lansate și multe altele care urmează să fie lansate. Și pe lângă aceste lucruri, nu putem să nu vorbim despre achiziția celor de la Elrond a platformei de plăți UTrust. UTrust cu moneda UTK este unul dintre proiectele mele preferate din zona de plăți Web3, așa că faptul că Elrond a cumpărat această companie, care nu este deloc mică, este o știre foarte bullish. Am ajuns acum într-un punct foarte interesant pentru o rețea de infrastructură. Avem primul exchange descentralizat, care e și cel mai important întotdeauna. Avem un segment de NFT-uri care a început să prindă contur și avem una dintre cele mai active comunități din spațiul cripto. Deci în acest moment nu putem decât să fim optimiști și să așteptăm produsele care urmează să fie lansate. Ca să facem o comparație pe final de episod, Avalanche, care este o rețea de infrastructură, care era în punctul în care este rând acum, la nivel de ecosistem DeFi, bineînțeles, în august 2021, acum are un market cap de 20 de miliarde de dolari, deci de 5 ori mai mult ca Elon. Spun acest lucru ca să înțelegem la ce ne putem aștepta în acest an dacă lucrurile decurg în aceeași direcție. Asta a fost totul pentru azi, lăsați un comentariu vă rog dacă v-a plăcut acest clip sau dacă nu bineînțeles și ne revedem cât de curând cu unul nou. Vă salut!